Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Expoziție a copiilor cu dizabilități. Grădiniță de 1 milion de euro. Nocturna bibliotecii. Asociația Libra din Cașin, în parteneriat cu Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești, Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești, prin reprezentanța din Onești, Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, Hârja, prin Centrul de Recuperare Neuromotorie pentru Copii și Tineret Sfânta Parascheva, Asociația Down Clopoțica Onești, studenții ai Facultății de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății, Departamentul de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională a Universității Vasile Alexandrii din Bacău, au participat la o serie de activități, seminarii și ateliere de arte vizuale și creație prin pictură, desen, modelaj, având drept scop abilitarea persoanelor cu dizabilități. Este o expoziție a copiilor cu deficiențe de pe raza municipiului Oinești și a localităților limitrofe. Este un proiect de suflet pe care îl visez de câțiva ani, prin care încercăm să arătăm comunității locale că există abilitate în dizabilitate și mai mult că actul cultural, accesul la cultură al copiilor cu dizabilități poate aduce comunitatea împreună și unde în afară de Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești. Este un proiect de suflet pe care l-am inițiat împreună în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău. Este un proiect finanțat pe legea 350 și prin acest proiect și partenerii noștri, care sunt Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Hârja, prin Centrul de Recuperare Neuromotorie Sfânta Parascheva, care se ocupă de copiii cu dizabilități, reabilitarea copiilor cu dizabilități, prin Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 din Comănești, școala de aici din Onești, prin Asociația Down Clopoțica din Onești, la fel ca și o asociație care ni s-a alăturat în ultimul moment, Copiii sunt în familie, tot din Hârja, am reușit acest proiect. Am organizat câteva ateliere de creație artistică și prin aceste ateliere am încercat să aducem creația culturală a copiilor cu deficiențe în fața dumneavoastră, a comunității locale. Câți copii au lucrări? Pentru că avem aici expuse foarte multe lucrări, bănuiesc că sunt și mai multe în culise, ca să zicem așa. Câți copii au lucrat efectiv la aceste ateliere? Am început cu 20, ne-am alăturat, cred că acum suntem vreo 35, pentru că au venit din ce în ce mai mulți și au vrut efectiv să fie implicați. Am avut inițial 10 profesori, cadre didactice, la fel și studenți ai Facultății Vasile Alexandrii din Bacău, prin Departamentul de Terapie Ocupațională. Au venit și ne-au ajutat. În primul și în primul rând am făcut o sesiune noi, adulții, de terapie prin artă, după care am mers efectiv și am făcut 5 ateliere de creații artistice, dar și de teatru și de arte vizuale. Deci, cu alte cuvinte, să zicem, o întreagă sesiune de ateliere. Care a fost așa, dacă e să facem o scurtă retrospectivă, care a fost feedback-ul în rândul copiilor? Minunat, după cum vedeți, ei sunt aici, prezenți, abia așteaptă să-și vadă lucrările, nu și le-au văzut niciodată, efectiv. Majoritatea dintre ei, dacă stați să vă gândiți, sunt copii cu deficiențe, poate nici măcar nu au călcat în bibliotecă, dar este momentul să-i aducem aproape de comunitatea locală prin această expoziție. Și este numai începutul, pentru că datorită faptului că am reușit să creăm acest lucru, mai mulți sponsori din localitatea, oameni de bine din comunitatea locală au venit și au început să ni se alăture. Urmează o paradă de modă pentru copii cu deficiențe, care va avea loc la cinematograful lui Tuz pe data de 10 decembrie și de asemenea ne pregătim intens pentru un târg de Crăciun. Deci, cu alte cuvinte, în plină desfășurare activității. Exact, exact. Așa că țineți aproape. Și spor la treabă. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim că ne sunteți alături. Colaborarea a venit
aș zice eu, chiar foarte ușor. Noi, o mână de oameni, ce ne dorim cumva aceleași lucruri, avem același scop, acela de a crea un viitor pentru tinerii noștri cu dizabilități, de a integra în societate și de a învăța societatea să îi primească. Cred că asta este cel mai important lucru. Ne-am dorit același lucru. Bineînțeles, tot ce ne propunem, reușim. Câți copii, să zicem, au lucrat la aceste ateliere? Bianca îmi spunea de la început 20, dar deci, de fapt, numărul e mult mai mare. Am mărit numărul, da, într-adevăr, am ajuns la 30 de tineri și copii cu dizabilități. Am mărit numărul pentru că se pare că am avut succes, se pare că și-au dorit să... A fost, evident, a fost o reușită și astăzi o să o încununăm așa cum merită. Scopul este de a oferi acestora accesul la cultură și creație artistică. 30 de copii și tineri cu dizabilități și deficiențe, 15 cadre didactice, terapeuți și membrii ai asociațiilor partenere s-au implicat în aceste activități culturale, considerând cultura un factor de combatere a discriminalității, de conștientizare și implicare a comunității, de incluziune socială, de dezvoltare și promovare a vieții culturale prin crearea de evenimente specifice pe plan județean cu impact major asupra publicului țintă. Această expoziție reprezintă rodul acestei abilități. Grădiniță de 1 milion de euro. Noua grădiniță inaugurată în comuna Sânduleni reprezintă o investiție semnificativă în educația timpurie și dezvoltarea comunității locale, susținută prin fonduri guvernamentale în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Proiectul a fost realizat cu o investiție de aproximativ 1 milion de euro și include facilități moderne pe o suprafață de 1500 de metri pătrați. Îmi place foarte mult cum arată și abia aștept să vină copiii și să se distreze și îi așteptăm cu drag. Merea înainte. Păi înainte era o leacă, era cum era înainte, dar să știți că s-au schimbat multe. Acum este foarte frumos și ne bucurăm că putem fi aici. Da, îmi place foarte mult pentru că sunt multe activități și copiii au ce face la grădiniță. Pot învăța mai multe lucruri. Da, îmi place foarte mult, arată foarte bine. Pentru că sunt clasele foarte ordonate, au foarte multe culori diferite, sunt foarte frumoase, adică rar sunt copii care... Vom avea grijă de elevi, de copii. Clădirea dispune de spații educaționale destinate unui număr de 100 de copii, fiecare clasă având grupuri sanitare proprii, iar grădinița beneficiază de o cantină, unde copiii vor putea servi masa. La inaugurare au participat oficiali locali și reprezentanții ai autorităților centrale, care au subliniat importanța acestei investiții pentru comunitate. Ajută comunitatea din Sânduleni în mod sigur și nu numai. De câte ori este vorba de a face bine pentru copiii noștri, normal că este de lăudat, acest lucru este de lăudat. De data aceasta vorbim despre, iată, construcția unei grădinițe, o grădiniță dotată și adusă cumva la standarde actuale, care oferă siguranță elevilor, preșcolarilor și care va duce activitatea didactică așa cum trebuie. Astăzi s-a deschis porțile la cea mai frumoasă grădiniță din județul Bacău. Și dacă stau bine și mă gândesc, ar putea să fie și din țară. 1500 de metri pătrați de spațiu pentru preșcolari chiar este un eveniment, pot spune, istoric pentru comunitatea din Sânduleni. Noi de-a lungul timpului, eu împreună cu domnul primar și cu echipa dumnealui din primărie și cu doamna director, am ținut din scurt această investiție, ca să mă exprim mai plastic, și eu chiar o știu de la zero. De la prima cupă pentru fundația acestei clădiri, și cu mult drag am venit și am discutat și am încercat să ajut și eu din postura pe care o am cu tot ce am putut pentru ca această grădiniță astăzi să-și deschidă porțile pentru cei mai frumoși copii din comuna Sânduleni. Este o investiție foarte mare pentru comunitatea noastră.
Noi nu am avut gândință cu program normal în Comuna Sandoreni. Este o investiție începută în 2019, ea a fost depusă pe fonduri europene pe sub măsura 7.2, dezvoltarea infrastructurii la scară mică, pe urmă a fost transmisă pe planul național de dezvoltare locală, deoarece prin fonduri europene valoarea eligibilă era doar 500.000 de euro, iar prin planul național de dezvoltare locală valoarea eligibilă era de 1 milion de euro. Astfel încât investiția în acest moment a costat 1 milion de euro, ceea ce însemnând că suprafața, făcând un raport între valoare și suprafață, suprafața fiind de 1500 de metri pătrați, aveam aproximativ 600-650 de euro metru pătrat. Este o investiție benefică Comunei Sandoreni. Ni s-a împlinit un vis, deschiderea noii grădinițe cu program normal Sanduleni. Aici vor învăța 98 de preșcolari în 5 grupe de grădiniță, veniți din toată comuna, din sate diverse. Preșcolarii se vor bucura de o grădiniță la standarde europene, dotate, grupele vor fi dotate cu tehnologie modernă, mobilier colorat, divers, grădinița este luminoasă, avem o grădiniță veselă, dornici să-și întâmpine copiii cu drag. Noua instituție de învățământ promite să ofere copiilor un mediu sigur și modern, contribuind la dezvoltarea lor personală într-un cadru aproape de valorile familiei și ale comunității locale. Această inițiativă face parte din eforturile guvernării PSD de a îmbunătăți infrastructura educațională și de a susține dezvoltarea comunităților rurale din România. Nocturna Bibliotecii ajunge în municipiul Onești la cea de-a 11-a ediție. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Onești, Consiliul Local și Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Nocturna a oferit oneștenilor activități diverse pentru toate categoriile de vârste. Pornind de la a îmbina utilul cu plăcutul, Biblioteca Rosetti va desfășura în toate spațiile moderne ale Bibliotecii Radu Rosetti activități educative și de divertisment pentru a putea satisface toate interesele participanților la eveniment. Câteva sute de elevi și adulți au participat la Librăria de Criză, un proiect care se bucură de un real succes la Onești. Nocturna Bibliotecii, o nouă ediție, iată că avem aici foarte multe lume prezente, foarte mulți tineri, ceea ce e un lucru excepțional. Semn că se citește și, de ce nu, multă carte și de bună calitate. Așa este. Este, iată, al nu știu câtelea an în care se întâmplă acest eveniment minunat, în care sunt scoase cărți pe care pot fi luate acasă gratuit. Cred că e un lucru unic în țară, ca o bibliotecă, din surplusul din donații, să scoată și să ofere gratis iubitorilor de carte aceste cărți. E un lucru extraordinar, încă o dată, și felicit conducerea bibliotecii și cei care stau în spatele acestei acțiuni extraordinare. Iată că se citește, am văzut foarte mulți tineri, foarte mult așa interes față de cărți de la beletristică, cărți de școală și așa mai departe. Se citește de bună calitate, ca să zicem așa, cărți de bună calitate, dar și for fun, așa, de distracție. Important e în ziua de astăzi că se citește. Important e că încă mai este căutată cartea în format de hârtie. Important este că acești copii văd că, iată, părinții lor au beneficiat de foarte multe cărți și au și ei șansa asta să vadă cărți mai vechiuțe, dar care își păstrează același farmec. Subiectele sunt de către diverse, da, exact, și eu mă bucur să văd atâta tineret aici. Trag nădejde că cărțile care vor fi luate acasă vor fi răsfoite și poate unele din ele chiar și citite, sau măcar le vor citi părinții sau cunoscuții, și tot e un lucru benefic. Iată că foarte mulți tineri sunt prezenți la Nocturna Bibliotecii. Am văzut că adulții explică conceptul de această bibliotecă pentru toți la îndemână, în condițiile în care în ziua de azi o carte costă destul de mult, iar aceste cărți nu fac altceva decât să deschidă apetitul către lectură. Da, este deja tradiție ca începutul Nocturnei Bibliotecii să debuteze cu Librăria de Criză, proiect care constă în oferirea tuturor membrilor comunității de carte gratuit, cărți care le-am adunat pe parcursul anului, fie din donații, fie din cărțile pe care le-am scos din circuitul bibliotecii, iar oneștenii pot veni, își pot alege ce titluri vor și pot pleca gratuit cu ele acasă. Acesta e doar începutul evenimentului, pentru că apoi ne mutăm
intrăm în interior, unde încep atelierele, lansările de carte, expozițiile, concertele, face painting-ul și, așa cum spuneai și tu, ne bucurăm foarte mult, odată cu digitalizarea și modernizarea bibliotecii. Iată, tinerii vin în număr destul de mare la bibliotecă și ne bucură asta, începând de la cei mici de 2-3 ani care vin pentru ludotecă și jocuri pentru ei, până la adolescenți care petrec mult timp la sala multimedia. Ați reușit să acoperiți un segment important de vârstă, de la cei mai tineri până la cei cu ghiocei la tâmple, așa, dar faptul că s-a creat această tradiție și ați reușit să împământeniți așa în rădăcina, în pământurile acestor locuri, această librărie de criză, aduce un plus pentru comunitate și pentru noi toți până la urmă. Da, proiectul nu ne aparține, este un proiect inițiat de Asociația Națională a Bibliotecarilor. Noi am preluat acest model și iată, am ajuns la 11-a ediție în care organizăm, sperăm noi, cu succes și benefic pentru comunitate această nocturnă a bibliotecii. Și pentru că suntem oamenii cifrelor, cam câte cărți au scos astăzi la bătaie, ca să zicem așa, scuzați exprimarea, dar mesajul e clar. Da, noi avem pregătit, pentru că avem experiența anilor trecuți când n-am făcut față cererilor, așa că anul acesta am pregătit 6.000 de titluri, de cărți, să fim siguri că ajung în toate casele oneștenilor. Felicitări pentru inițiativă, este o chestie excepțională, faptul că atât vârstnicii cât și cei tineri stau și citesc, își dau sfaturi unii de la alții, înseamnă că ați reușit să creați un eveniment de suflet și un eveniment care naște întrebări. Da, naște întrebări, dar mai ales sperăm să nască plăcerea de a citi, de a veni la bibliotecă, de a socializa într-un mediu cultural și educațional și a petrece timp de calitate. Europarlamentarul Dragoș Benea, primarul Adrian Jilcu, Claudiu Găburel, viceprimar, Laurențiu Neghină și mulți alții au fost prezenți la eveniment. Iată că v-am surprins și pe dumneavoastră astăzi la Nocturna Bibliotecii, o serie de activități, librăria de criză, un mare succes. Ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă astăzi la Onești? Sincer, acum o săptămână, dacă m-ați fi întrebat, nu știam că este acest eveniment. Eu am auzit de mult, cred că sunt cel puțin 10 ani, de când știu că ființează acest eveniment, dar accesând rețele de socializare, am văzut, știam că vineri voi fi în Bacău și mi-am propus să ajung, nu pentru mult timp, dar știu echipa inimoasă de aici, am participat și la alte momente plăcute, am pus umărul și noi la acest obiectiv care face cinste nu numai Oneștiului, ci județului Bacău. Se întâmplă evenimente, în adevăratul sens al cuvântului, care trec dincolo de granițele județului și orice interacțiune cu cartea în general sau cu clădirile, că e o librărie, că e o bibliotecă, clădirile care au legătură cu cartea, orice interacțiune, fără să mă dau mai erudit decât este cazul, îmi face plăcere și am venit chiar cu plăcere aici. Foarte mulți tineri, nu știu că ați remarcat, de la cei mai tineri până la cei cu ghiocei la tâmple, toți se uită la cărți și au cărțile acasă. O inițiativă interesantă în condițiile în care o carte ajunge să coste destul de mult astăzi. Pentru mine, evident, să plece cu 3-4 cărți. Ele sunt mai vechi, adevărat, ele aparțin copilăriei noastre. Am văzut foarte multe edituri, coperți care îmi sunt cunoscute și mi-a stârnit așa un soi de nostalgie. O idee frumoasă și inedită și mă bucur că am văzut mulți copii care au plecat cu cel puțin 3-4 cărți. Un lucru frumos. N-am această statistică, dar e clar că biblioteca este un magnet și este un motor pentru părinții care vor să îndemne copiii către carte. Că dacă nu îi îndeamnă părinții, pentru ei e mai greu să ajungă din propria inițiativă, mai ales în aceste vremuri în care au cu totul și cu totul alte provocări, cu totul și cu totul alte... alte provocări pe care noi în urmă cu, să zicem, 40 de ani nu le aveam. Sincer să fiu, m-a surprins că sunteți astăzi aici, pe lângă campania electorală, văd că și la cultură un pic, așa cât se poate. Nu trebuie să vă surprindă, chiar am venit cu plăcere și cu ideea cu concertul, este una, dar e prea mult timp. Campania electorală are, avem timp și pentru campania electorală, evenimente de acest gen și eu cred că nu numai la nocturnele acestea voi veni, voi mai veni la biblioteca
Onești pentru că, repet, această echipă, dincolo de faptul că este și inimoasă, are și idei, este și conectată la ce se întâmplă în această rețea a bibliotecilor și e foarte important să creeze evenimente. La Bacău, acum de vreo 2-3 ani au început să se miște lucrurile. E o echipă de management care a înțeles că vremurile s-au schimbat și acolo este un obiectiv de investiții important al Consiliului Județean, care cred că va crea un edificiu cel puțin de nivelul acesteia, dacă nu mai mult, pentru că e proiectată mai încoace. Mă bucur să avem în județul Bacău doi piloni. Și Poneștiul aici deocamdată este vârful de lance. Și felicitări celor care au prioritizat această investiție, în speță administrației Neghină, că până la urmă despre asta vorbim. Un mare succes a avut și expoziția de medalistică a cunoscutului colecționar Vilică Munteanu, fostul șef al arhivelor statului Bacău. Într-un fel, interpretate sunt adevărate documente. Au imagine, au câteva vorbe cu foarte mult categoric tâlc și de asemenea fiecare medalie, fiecare insignă, fiecare desen, carte poștală are și o istorie a ei și în același timp umple anumite spații. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, până când vor putea să admire această expoziție? Expoziția va fi până în ianuarie. Pe afiș este scris până pe 24 ianuarie 2025. Va rămâne mai mult timp dacă și invit oneștenii și trecătorii prin Onești să mai zăbofească pe la bibliotecă și ar fi interesant din partea școlilor, poate pe grupuri, poate altfel, de văzut așa ceva, pentru că asemenea expoziții sunt destul de rare. Nu că voi ca să mă laud și nici că voi să vă înspăimânt, dar asemenea piese rar se pot vedea de publicul larg, în mod deosebit de specialiști, astea. Eu am vrut, așa cum am făcut și cu expoziția precedentă Ștefan cel Mare, să o fac cunoscută publicului larg și, cine știe, poate dintr-o sută de vizitatori o fi vreo unul la care să se împătimească de boala aceasta, microbul acesta al colecționării, pentru că, așa cum spunea o fostă colegă, mare colecționară, grea, dulce și frumoasă pasiunea de a colecționa. Înseamnă și efort, înseamnă dorință, perseverență, se întâmplă uneori o medalie să o cauți și să o găsești după 10 ani sau mai bine de căutări ca să-ți completezi o serie sau alte chestiuni. Majoritatea medaliilor sunt bătute la monetăria statului, plus mai sunt câteva societăți, un Tecart în București, Romberfil la Ploiești, Accesorii Prod la Oradea, dintre cele care produc asemenea medalii de bună calitate. Și toate acestea vin să încununeze o pasiune. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Luni, 18 noiembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire, iar cerul va fi senin. Maxima zilei ajunge până la 15 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la -1 grad Celsius.
Marți, 19 noiembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire. Cerul va fi parțial senin, maxima zilei ajunge până la 11 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 0 grade Celsius. Miercuri, 20 noiembrie, vremea începe să se mai încălzească, cerul va fi parțial acoperit de nori, pe locuri ne va zâmbi soarele, maxima zilei nu va trece de 10 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 1 grad Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!